Salut! Bună seara! Ești fată? Robot fată. Ne spui cum te cheamă sau zicem robot? Bianca Hanu, Bianca Hanu. Bianca. Câți ani ai, Bianca? 16. De unde vine costumul tău? Ideea costumului. Viitorul. Mamă. Și așa o să arătăm noi în viitor? Da. Mamă. Tu nu-ți dai seama, adică să vorbești, ai fost aseară, ai luat masa cu doamnă, da, și cum avea tabla pe ea? Bă, cam ruginită treaba, avea oțel așa mult, avea... Baftă. Vă mulțumesc. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. That's cool tonight. A fost refulgerată. Tot publicul, mama Biancăi, a trăit cu toată ființa spectacolului. Fata a fost inspirată în alegerea numărului său de tatăl ei. El împachetează colete și a spus că în anul 2050 va fi o revoluție a resurselor umane. Așa s-a născut robotul cu LED-uri. Să vedem cât de impresionat a fost juriul de chipul viitorului. Bianca, de obicei... Operele artistice nu se explică. Adică nu faci chestia asta. Și totuși eu te invit să ne explici un pic momentul tău. Un robot prinde viață și începe să cânte, pentru că acestea erau folosit într-un fel, într-un spectacol, și își dă seama că viața nu e așa de rea cum crede el, deși suferă. Că el nu se regăsește în acest loc, ci în alt univers. E foarte frumoasă ideea. Și el putea să devină uman și să cânte ceva mai puțin riscant, dacă pot să-mi permit să spun așa. Da. Zona în care te-ai dus tu e foarte riscantă, i-am și zis, Andrei, în timp ce ascultam. În secunda în care te duci și urci către note înalte, dacă cumva greșești notele, se simte foarte rău. Din păcate, a sunat nu tocmai plăcut urechii și cred că o să-și dea și ea seama, dar așa înveți în viață.
Singurele lucruri pe care le-am învățat eu în viață, și am 50 de ani, le-am învățat doar atunci când am greșit. Da. Ai curaj, riști, greșești și înțelegi cum trebuie. Mulțumesc. Bobo, Bianca, cred că dacă ai fi vrut să vii să ne arăți că ai voce, ar fi trebuit să te gândești doar la treaba asta. Dacă ai fi vrut să vii să ne arăți că ai talent la dans, ar fi trebuit să te gândești la ceea ce urmează să dansezi pe scenă. Da. Tu ai făcut din fiecare câte 50% și atunci nu ți-a ieșit nimic 100%. Din păcate. Da. Mie mi-a plăcut. Nu știu de ce, mi-e greu să pun în cuvinte de ce, mi-a plăcut și m-a și emoționat. Probabil că mi-am închipuit un soi de viitor sumbru de care mie mi-e teamă. Eu sunt printre aia conservatorii care cred că tehnologia distruge umanitatea, nu ajută, dar sunt de acord cu ce a zis Bobo, te-ai aruncat în prea multe direcții, nu te-ai pregătit suficient de bine pe fiecare în parte. Hai să votăm să vedem ce se întâmplă cu viitorul tău. Și asta nu înseamnă un capăt de țară. Corect. Andra? Din partea mea ai un da. Bobo, din partea mea este un... Andy? Cu părere de rău, și de la mine e tot nu. Din partea mea ai da, dar nu doar de încurajare, e da pe bune. Nu mergi mai departe la România au talent, mergi mai departe în viață plină de creativitate. Dar te așteptăm în sezonul următor. Da, mulțumesc! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, Bianca!